Salut prieteni. Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 11 noiembrie. Răsplata celor răscumpărați. Text biblic. Dacă lucrarea vreunui om va rămâne, el va primi o răsplată. Prima epistol către Corinteni, capitolul 3, versetul 14. Glorioasă va fi răsplata dată când lucrătorii credincioși vor fi reuniți în jurul tronului Dumnezeu și al mielului. Când apostolul Ioan a privit gloria lui Dumnezeu în starea sa muritoare, a căzut la pământ ca mort. El nu a putut să îndure această scenă. Dar când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, cei răscumpărați vor fi asemenea lui Isus, pentru că îl vor vedea așa cum este el. Prima Ioan 3 cu Ei vor sta înaintea tronului, fiind acceptați în Hristos cel prea iubit. Atunci, ei pot privi asupra slavei neumbrite a tronului lui Dumnezeu. Ei au fost părtași cu Isus la suferințele lui, au fost lucrători împreună cu el în planul de mântuire și sunt părtași cu el la bucuria de a vedea sufletele salvate în împărăția lui Dumnezeu și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu în decursul întregii veșnicii. În ziua aceea, cei răscumpărați vor străluci spre slava Tatălui și a Fiului. Îngerii, atingând harpele lor de aur, vor spune bun venit regelui și trofeelor biruinței sale. Un cântec de biruință va răsuna umplând cerul. Domnul Hristos a biruit. El intră în curțile cerești, însoțit de cei răscumpărați ai săi, martorii faptului că misiunea sa nu a fost în zadar. Acolo sunt locașuri pentru călătorii de pe pământ. Există mantii pentru cei drepți, cu coroane de slavă și lauri ai victoriei. Toate lucrurile pe care nu le-am înțeles în Providența Divină se vor clarifica în lumea viitoare. Lucrurile care au fost greu de înțeles își vor găsi explicația. Tainele harului vor fi desfășurate în fața noastră. Acolo unde mintea noastră limitată nu a putut vedea decât confuzie și făgăduințe neîmplinite, vom vedea cea mai desăvârșită și frumoasă armonie. Vom înțelege că dragostea infinită a lui Dumnezeu a fost cea care a pregătit experiențele ce ni s-au părut cele mai dificile. Pe măsură ce ne dăm seama de grija duioasă a Celui care face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, ne vom bucura cu o bucurie de nespus și plină de slavă. Vă îndemn, spune serva Domnului, să vă pregătiți pentru venirea lui Hristos pe norii cerului. Pregătiți-vă pentru judecată, pentru ca atunci când Hristos va veni, fiind admirat în toți aceia care cred, și voi să vă puteți număra printre cei care îl vor întâlni în pace. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.